După mai bine de o lună de la inaugurare, Centrul Național de Informare Turistică din centrul Sucevei se dovedește util pentru turiștii care ne vizitează județul. Cel puțin asta susține șeful instituției, Corneliu Popovici. Acesta a precizat că până acum câteva sute de persoane au solicitat informații de la instituția pe care o conduce. De la aproximativ o lună și ceva de când este pus în funcțiune, observăm un număr impresionant de turiști străini care ne trec pragul și vin pentru a-și lua informația necesară. Țara Galilor, Statele Unite, Belgia, Olanda, Polonia, Ungaria, e o diversitate a turiștilor care vin pe la noi. Destinații, obiective, își spun ceea ce doresc și noi le oferim informațiile necesare. Corneliu Popovici a precizat că va încerca să găsească o soluție pentru o colaborare cu punctul de informare turistică amplasat la intrarea în municipiul Suceava. Referitor la punctul de informare turistică, care din păcate în momentul de față nu este funcțional, le vom propune celor care au operat pe acel program să găsim o altă locație pentru a deveni util și nu deruta turistul. Din alt punct de vedere, punctul nostru, centrul de informare turistic, are inscripționat în intrările din municipiu și în județ locul de amplasare. Atât timp cât nu este funcțional și nu... El a funcționat o perioadă, dar atât timp cât nu este funcțional și nu găsești o persoană care să-ți ofere o dată, nu mai devine util.